Dacă nu rezolvați cu cocoșii, o să rezolv eu, cu drag, vecinul vostru. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună YouTube și bine ați venit la un nou episod din Cine-i Janghina, emisiunea în care citesc poveștile trimise de voi și decid dacă sunteți voi sau persoanele implicate cu adevărat janghinele. Acum avem o ediție în care citim povești despre vecini, janghinoși, dubioși, de aia de-ți bat în țeavă, de chem poliția. Sunt cei mai atroce vecini pe care i-ai auzit vreodată. Top cei mai răi vecini din România. Așa se numește acest video. Și vreau să citesc aceste povești, să vedem și să ne simțim mai bine la casa în care locuim și nu avem vecinii ăia, ok? Pentru că acesta a fost un stream maraton caritabil pentru Identity Education din Timișoara, o să vedeți pe parcursul acestui video acest donation goal pe care noi l-am atins de 1500 de euro și mulțumesc foarte mult comunității mele care a putut să facă acest lucru posibil și care au stat 9 ore pe stream. Terenul cui? Următoarea poveste. Pe lângă subiect, don't judge me, dar am venit prima dată pe YouTube acum ceva timp, am crezut că Vălin și Muna sunt pisicile tale. Dar mereu ziceam ce edit a făcut Muna, mereu ziceam chestii, this is absolutely hilarious. I guess meow. Vălin este o pisică roșcată, din aia obraznică, Garfield, mean. Nu e mean, dar obraznică, știi? De-aia care face toate chestiile. Și Muna este o pisică neagră. Foarte pretențioasă, dar foarte iubitoare. Average Orange Cat, da. Vălinie Average Orange Cat. Așa este. Să citim. Bună seara, stimabile judecătoare Rux. În calitate de avocat prezint în cele ce urmează în cazul meu în fața juraților Vălin, Muna și Chat. Dacă procesul ajunge să fie difuzat și pe YouTube, atunci am de transmis un mesaj. Like, comment și subscribe și intrați pe Twitch. Foarte multe mesaje. Mulțumesc foarte mult. Povestea mea începe acum 2 ani. Părinții mei voiau să se mute la țară, că s-au săturat să trăiască înghesuiți la bloc într-un apartament cu 2 camere și grasie din era comunistă. Așa că s-au gândit să se retragă în locul de bășină, am citit. În locul de baștină, a tatălui meu. Terenurile bunicilor deja fusese împărțit între cei 5 copii ai bunicilor cu câțiva ani în urmă. 5 copii, ce dracu să împarți? Cu mult scandal și certuri, ca orice altă împărțire de moștenire din România, chiar dacă pământurile valorau aproape de 0 dolari. Dar asta e o altă poveste pentru o altă zi. La împărțire, tatălui meu i s-au dat fix terenul pe care era localizată casa bunicilor. O fost băiatul la mare. Plus alte terenuri și terenuri pe dealuri pe care nu se poate construi. Ca să înregistreze terenurile pe numele lui, a trebuit să chem... Zici că învăț la contracte speciale, la avocatură, sunt la drept și învăț contracte speciale, dar mi-am făcut eu o mică povestioară în cap ca să le învăț mai bine. Ca să înregistreze terenurile pe numele lui, a trebuit să cheme oameni de la primărie să facă actele, să măsoare terenul, înveți la topografie și așa mai departe. Atunci au descoperit că casa vecinilor depășea granițele terenului lor și intra cam 30 de centimetri pe terenul lui taică-miu. Vă rog, stimat doamnă judecător, să prezentați aici Exhibit A pentru stimabilii jurați. Harta topografică a terenului. Bro, what the f*** am mai spus? Ah, ok, credeam că e reală. Eram, what the f*** am mai spus to do with harta topografică a terenului. Ador că ai făcut-o. Ok, bucătăria de vară, copacii, sunt sigură că ai făcut numărul legal. Casa veche a bunicii și casa vecinului. Cam strâmbă. Cam strâmbatic. Înțeleg, dar intră bine, n-ai cum să o distrugi. Păi trebuie să-ți plătească chirie pentru toți anii de dinainte. Așa avea și bunicul meu un teren și tot așa a descoperit că cineva a stat pe terenul lui și trebuia să-i plătească retroactiv chiria pe gen 20 de ani. Se jângă încă se judecă. E tot ce tot detalii pe care vi le pot spune. No, păi s-a cam luat. Schema asta e faină. S-a cam luat și nu e ok. Tatăl a spus vecinilor cu care se cunoștea de 10 de ani și avea o relație bună și s-au înțeles să rămână așa, că doar nu o să-i pună tata să-și mute casa. Nu le-a cerut chirie. E un român pe care nu-l cunosc. Vecinii, să-i numim Gelu și Maria, erau foarte bine văzuți în sat. I don't know, ce te face să fii bine văzut în sat? Maria era o femeie credincioasă, mereu pe la biserică, iar Gelu era bun prieten cu primarul. Ah, aveau pile în sat, zi așa, nu că erau bine văzuți.
erau ea bine îmbrăcați sau așa pe zi, deci erau bine văzuți. Făceau parte din lumea bună din sat. Asta până când un eveniment major avea să distrugă imaginea bună acestui power couple rural. Se pare că Maria avea o relație extraconjugală, a cărei detalii nu le cunosc foarte bine. Păi de ce? Învii cu bârfa, dar învii cu bârfa incompletă? Tot ce știu este că Maria își găsise un secret lover la oraș, cu care se vedea prin hoteluri, aveau bani, și fusese zărită într-o zi la un hotel cu el de către altcineva din sat. Bârfa apoi s-a răspândit mai repede decât COVID și a aflat și gelul. Vă închipuiți ce rușine s-a năpustit asupra familiilor din înalta societate sătească. Din cauza asta, Gelu și Maria și-au luat copiii și s-au mutat într-un alt sat, unde și-au început o viață nouă departe de ochii critici ai foștilor consăteni. Casa din satul bâncii mei și-au vândut-o. Damn, they really uprooted their whole life ca să scape de această bârfă. Crezi că satul de lângă nu știa? E serios. Dar e funny că gen, s-au mutat cu totul just for that. Că gen, nu mai erau văzuți bine în sat. Păi în satul următor, ăla nu mai e prieten cu primarul, nu mai erau lucrurile astea. Dar da, it's shocking că they just... We're like, ok, hai că plecăm. Da, gura lumii și pământul. La scurt timp după mutarea lui Gelu și Maria, noi proprietari s-au instalat în noua lor locuință. Părinții mei au fost primitori și sperau să aibă o relație la fel de bună cu ei ca și cu foștii vecini. Însă noi vecini nu erau la fel de interesați, de multe ori nici nu-i salutau pe părinții mei când îi vedeau. Imaginez că era un cuplu tânăr, amândoi lucrează la corporație și au permis o casă la țară, au preferat banii să-i folosească pentru o casă la țară și nu aveau chef să salute. Na, stau, sunteți în relație, să aici să respir aer curat, că la București respir gaze. La scurt timp după mutarea noilor vecini, părinții mei au început munca la construcția casei. Au demolat casa bunicii și au construit noua lor casă, care are acum altă poziționare în curte de pe fotoprintul fostei case. Really rups? Nu, erau lăutari cam la 50 de ani. Lasă-mă și pe mine să-mi imaginez, vii tu autoarea poveștii și îmi zici detaliile adevărate. Lasă-mă și pe mine să-mi imaginez că era mai fain cum am zis eu, mâna, acum simulează-i lăutari. Da, lasă-i cum am zis eu prima oară. Îmi place mie. Fanta, știi cine a lucrat, știi cine are casa aia la țară? Andrei, Rebecca și fiul lor Valentin David. Și a good liar construiește gluma de mai demult. Povestea de mai demult. De exemplu, minți că ești naș, da? La prietenii tăi cuplu. De unde știi? Andrei, care a fost în facultate, soția lui Rebecca a rămas însărcinată un băiatul lor Valentin David, la care sunteți naș. Și-au luat casa la țară ca să respire și aer curat în afara Bucureștiului. E nafumați casa, nu e atât de la țară. E nafumați. Și-au acolo. Și e, na, îi știți, evident, pe acest cuplu. Andrei și soția Rebecca și fiul Valentina. Că au zis, măi, eu pe Vali nu ți-l cresc la oraș, a zis Rebecca. Și Andrei a zis, nu, ai dreptate, eu am crescut la țară, eu știu cum e. Eu pe Vali îl vreau la sat. Și au mers acolo. Ei sunt de power couple. Bun. Are altă poziționare în curte de pe footprintul fostei case. Au dărâmat și clădirea care era lângă casa vecinilor și au scos copacii și tufele care erau de-a lungul pereților vecinilor. Vă rog să prezentați Exhibit B. Mulțumesc! Noni, casa nouă a lui tata. Garet. Mhm. Aha, și ăsta era un gard sau unde era gardul de fapt? Asta era un gard care intra un pic asta pe... Ah, nu, nu. Că ăsta e terenul, da, gen, care era gardul, în fine. Asta a făcut ca peretele casei vecinilor să fie expus. Ah, iar pe peretele acela, hop-top, a apărut și o fereastră destul de mare. Așadar, vecinii aveau acum vedere fix în curtea lor mei de pe acel geam. Pentru cine nu știe, că nici eu nu știam până nu mi-a explicat taică-mi, legea spune că peretele casei, că între peretele casei și gard trebuie să fie o distanță minimă, nu mai știu acum cât, și nu ai voie să ai geam care să dea fix în curtea vecinului, trebuie să fie o distanță sau gard care să blocheze vederea. Understandable. Într-o zi, vecinii spune lui taică-mi că vrea să se apuce să facă un gard între casa lui și al taică-mi la 0,5 metri de peretele casei lui. Taică-mi era confuz. Cum adică vreți să faceți un gard la jumate de metru de perete? Adică în curtea mea? Cum, domnule, în curtea ta? Păi nu știți că casa dumneavoastră e deja parțial pe terenul nostru? Vreți să extindeți și mai mult în terenul nostru? Cu ce vorbești, domnule? Cum adică casa mea e pe terenul tău? Vezi, aici era important să ai invitat, că făceai pe roluri. Atunci tata și-a dat seama că probabil Gelu a uitat să menționeze acest detaliu când a vândut casa și vecinul probabil că nu s-a uitat cu atenție pe acte. Așa că l-a îndemnat pe vecin să uite din nou peste actele casei să verifice. Ba chiar mai mult, tata i-a arătat și lui actele, lui care arată clar că granița terenului și colțul casei vecinului sunt pe terenul tata. Vecinul însă tot n-a fost convins.
Arată-i schemele astea frumos desenate de tine. Au urmat mai multe discuții aprinse în care vecinul îl tot făcea pe tata mincinos. Tata i-a spus să meargă la primărie să verifice sau să chemă un topograf, dar vecinul n-a făcut asta. Denota faptul că spațiul dintre casa vecinului și casa lui tata e îngust și dacă tata cedează și mai mult spațiu pentru vecinul, nici nu va mai putea băga mașina în curte. Astfel, dacă spațiul era mai lat, tata nu ar fi avut nicio problemă să-i cedeze jumătate de metru. Too much math. Sătul de certuri și discuții, tata a propus o soluție și anume vecinul să-și acopere geamul ca să nu mai aibă vedere în curtea lui tata. Și tata construiește un gard fix lângă casa vecinului să separe terenurile. În acest caz, tata pierde puțin din teren, dar asta e. Vecinul însă nu apreciază generozitatea lui tata și a refuzat soluția asta ținându-o pe a lui că tata minte. Dar uite-te pe planuri. Taică mi-a atunci s-a enervat și i-a spus că dacă soluția asta nu-i combine, atunci să-și mute casa cu totul în terenul lui și gata. Vecinul tot nu s-a mulțumit și a mai pornit discuții și certuri, dar într-un final și-a lipit ceva autocolant pe geam ca să blocheze vederea spre curtea lui tata și nu a mai zis nimic de planul de a construi gardul. Așadar, vrând nevând, tot la soluția lui taică mi-a ajuns. Taică mi-a va construi un gard în curând ca să acopere peretele vecinului. Deci problema e rezolvată într-un final, dar relația între tată și vecin e stricată pentru totdeauna. Mulțumesc de ascultare, dar rămâne o întrebare. Cine e Janghina Supremă care a creat problemă și a zdruncinat total pacea la nivel local? Este Gelu Mititelu? E vecinul clandestinul? Sau poate e tata? Aștept judecata. Nota 10 cu felicitări pentru poezia asta. Păi asta înseamnă Psychon Day. Asta înseamnă Psychon Day. Se scrie așa frumos. Actually, mă interesa foarte tare povestea cu Gelu și Maria și aș vrea să știu mai multe detalii. Dacă, gen, poți să-mi trimiți detalii despre povestea lor și cum s-a aflat și tot, că e un side story foarte interesant pentru mine, la un alt stream cu tema relații. Mi-a plăcut mult și încă sunt un pic curioasă, sinceră să fiu. Adică, what did I do? How did I go? I need to know. Mă gândesc acum eu cum am mers, știi, cum am descoperit și cum a fost în sat. Mă rog. Află de la tata și raportez data viitoare. Mulțumesc. Chiar a fost bună povestea. Pentru mine vecinul e janghinos, stai că a fost destul de generos. Gelu a fost înșelat, nu cred că mai are nevoie să-i dăm janghina, I think it's mine. Maria, doamna Maria, nu era pe listă, dar îți înșel bărbatul, doamna, dar chiar e rușinos. Femeia credincioasă mi-arsă la biserică, tu îl înșel pe ăsta care e prieten cu primarul. Janghina, dar vecinul este janghina supremă. Așa că nu vreau să-i dau janghina lui Andrei cu soția lui Rebecca. Așa că o să pretind că da, vecinii sunt cine zici tu și le dau lor janghina. Cocoșelul. Bună Rux, Muna Vălin, posibil invitat, ceea ce posibil YouTube. Povestea începe prin 2017-2018, când părinții mei au luat un teren în afara orașului unde au construit o casă. De preciza că casa nu era terminată, așa că stăteam în apartamentul nostru în centrul orașului. Centrul orașului! Așa, apartament central și bani de casă. Alt copil de bani gata la mine pe stream. Mama a fost mereu atrasă de partea rurală și pentru... Imaginam o femeie horny for partea rurală. Și pentru că nu avea job, ea creștea găini, câini și planta copaci și flori. Ador că găini și câini sunt în aceeași propoziție ca și cum pe amândoi crești cu un scop de a obține o resursă de la ei. Iubea așa mult găinile. Is this Amy? Vorbea cu ele, le construia căsuțe, cumpăra cocoși de rasă și le dea și nume la unele. Oh, e un Sims, cottagecore. Dar cea mai bună achiziție era un cocoș mic de rasă pe care o să-l numim Bobby. Problema a început când lângă noi avem o familie ce urma să ne fie vecini. Pe acea stradă erau 4 case, aproape pustiu, iar toți aveam animale. Și au construit o casă mare, pătrată, ca din Minecraft și galbenă. Nu avea nimic în curte, nici măcar iarbă, flori sau copaci, doar o casă trântită în mijlocul curții. Efectiv, eu când eram mică și îmi puneam motherload în Sims și trăgeam o casă de o făceam pe toată aia. După ce a terminat casa și s-au mutat în ea, au început să facă reclamații la mamă. Doamnă, când dă cocoșul la 7 dimineața, faceți, vă rog, ceva. Dar ce să fac? Așa este la țară, să stați pe balcon, să beți o cafeluță, să ascultați cocoșii. Dacă nu faceți ceva cu cocoșul, o să fac eu. Că am avut 7 voci diferite pentru două persoane. Așa au început amenințări peste amenințări de la același fel. Dacă voi nu faceți ceva, o să fac eu. Mama nu voia să facă ciorbă din ele. Pentru că erau dragi și l-a întrebat pe el ce ar putea să facă. Iar acesta a răspuns, tăiați-le corzile vocale. Mama s-a dus la facultatea de agronomie și a întrebat dacă se poate să-i facă operație lui Bobby ca să nu mai cânte. Vă dați seama că nu există așa ceva sau dacă există, cine ar face? Așa că Bobby a scăpat. Bobby. Mama a făcut o căutare să vadă cine ești, de unde vine. Avea o mașină de la firmă și de acolo afla că în prima săptămână la acel job s-a bătut cu un coleg de muncă, deci nu era întreg la cap. Într-o dimineață am primit un telefon de la un vecin. Eram la apartament și vorba de un vecin din cartier. Doamnă, aveți geamul sparte la ambele mașini?
Mama și tata au coborât jos ambele mașini. Apartament în centru, casă, știi? Așa, da, mașini la plural. Mama și tata au coborât jos să vadă despre ce vorbeau, sunat la poliție, dar n-au putut să facă nimic. Când s-au întors, era un bilet în ușa apartamentului pe care scria: dacă nu rezolvați cu cocoșii, o să rezolv eu, cu drag, vecinul vostru. Nume cenzurat. Bro, de ce m-ai căutat la apartamentul meu când îmi știi doar adresa de la casa? You out of your mind? Cum să iei un serios un om care se mută la țară și deranja de cucurii cu cocoșilor, efectiv? Nu avea de unde să știe unde locuim și fix după ce s-au spart geamurile de la mașină, era cam mare coincidența. Într-o zi când eram la casă, mama găsise în cotețul și mâncarea găinilor o travă, iar în căsuța lor erau câteva găini moarte. Nu, erau găinile ei, le dăduse nume. Dar de ce omor găinile dacă ai o problemă cu cocoșul? Iar sarea de pe rană a fost când l-a găsit pe Bobby mort. Nu, vine să plâng. E și târziu, sunt obosită, îmi vine să plâng. A chemat pe tata să-i enervat. S-a dus la gardul vecinii, a venit la el și au început să se certe. Tata, ești nebun? Cum să otrovești, măi, găinile? Eu nu am otrovit nimic. Cum adică? S-au pus ele singure, mâncare o travă? Eu n-am făcut nimic. Ce monstru! După multe înjurături, situația a început să iasă de sub control, iar tata, cu Bobby mort în mână, s-a enervat și a zis: ia-ți cocoșul și fă borști în el. Și l-a aruncat peste gard în capul lui. Au sunat la poliție și prima dată au vorbit cu vecinul. După convorbirea cu vecinul, polițiștii au venit super amuzați pe această temă. Au vorbit și cu tata și au spus că dacă ar fi avut un vecin așa, s-ar fi mutat. Un monstru. Polițistul. Am înțeles situația, care ai văzut cocoș? Am înțeles că ați aruncat în el cu un cocoș. Cred că a avut un spasm cocoșul înainte să moară și a sărit în curtea lui ca să se răspune. Polițiștii au plecat și toată s-a mai calmat, iar mama n-a mai crescut găini. Iubita, dar era pasiunea ei. Îi plăceau găinile. Mai are probleme cu câinii sau curci sau alți vecini, dar nu-i mai bagă nimeni în seamă. Măi, dar nu-i ok. Ea adora găinile, era pasiunea ei, de aia s-a mutat la țară. Deci, rog, cine-i Janghina? Vecinul, pentru că s-a mutat la țară cu gândul că o să fie liniște totală fără animale, l-a otrăvit pe Bobby și ne-a spart geamul la mașină. Tata, că i-a aruncat cu Bobby în cap. Mama, că avea și ea o pasiune pentru găini și cocoși. Sau Bobby, că a vrut o răzbunare. Da, Bobby a sărit. Doamne, sunt supărată. Why would you be mean to an animal? Literalmente gândești și știi că nu se poate controla asta, că e în firea lor să fie un cocoș care codăcește. Literalmente închisoare, sorry. Doamne, ce oameni, îmi pare rău. E atât de sad când fac asta animalelor. Ce sunt animale de care ești dat așa? Doamne, săraca mama avea și o pasiune pentru găini. Se mutase și ea de la apartamentul ei cu două mașini la casa de la țară. Scuze, râdea că e bucată, gen. Și mi-și dorea și ea să merg și de găinile alea și nu poate. Janghina este acest vecin. Absolut foarte clar, nici nu mai vorbesc de restul persoanelor implicate, iar mama autoarei e un înger. Trece la următoarea poveste, care se numește Boxerul. Bună seara, chat, posibil YouTube, Rux, invitați pe cea dacă e cazul, nu e cazul. Mună! That's a new one. Și Vălin, vă transmit pupicii și salutări tuturor. Țin să menționez că este prima mea poveste scrisă și trimisă, so please don't be too harsh on me, I'm trying my best. Nu știu ce să zic. Povestea se desfășoară pe perioada unei veri de mult apuse, într-o sâmbătă obișnuită în care familia mea își îndeplinea task-urile specifice unui sfârșit de săptămână. Nu mai spuneți task-uri la trăit viața. Muncă, muncă, muncă! Mâncare, curățenie, rufe, grădinării, tdg, tdg. Pentru puțin context, locuiesc într-o localitate pe care, sincer, eu nu o pot clasifica ca fiind la țară sau la oraș. Nu avem primărie proprie, dar suntem lipiți de un oraș important al României, de care și aparține. Nu avem drumul la țară, dar căruțele circulă încă pe străzi. Nu sunt stând prin preajmă sau cioban, dar fiecare gospodărie deține câte o văcuță, un purcelici colo, găinușele care ne dau o proaspete, câte o oiță, două. Ne aprovizionăm din grădinile proprii, pe care vă spun cu mâna pe inimă că ador să o lucrez și o îngrijesc, dar trimite și mie niște roșii dacă tot înscrii povestea asta. Dar avem și supermarketuri peste tot. Nu este un oraș atât de mare încât să avem Bolturi și Glovo, dar suntem foarte cunoscuți pentru rețeaua noastră de drumuri și pentru industrie. Nu știu, ați ghicit ce oraș e?
Revenind, copilă fiind, o ajutam pe mama la treburile casnici, iar în momentul respectiv mă deplasam prin curte dorind să ajung în grădină cu un nighean încărcat cu haine la subsoară, I guess, pentru a le întinde pe sârmă la soar. În grădină se mai aflau bunicul meu și tata, care se ocupau de niște chestiuțe irelevante, și mama, care mă aștepta să întindem hainele împreună. Sper că se ocupau de ceva și nu se dau bărbații degeaba în timp ce femeile lucrau. Vecinul nostru din partea stângă, care împărțea oarecum peretele curții și gardul grădinii, își tundea iarba în curte și grădină. Un detaliu important, tatăl meu este un mare iubitor de mașini. Red flag, când bărbații sunt obsedați de mașini, scuze. Le îngrijește și le bibilește mai ceva ca pe singurul său copil, astfel că, prin capul bătrânului meu comunist, îi trece cumva ideea că vecinul ar putea ricoșa cu pietre din cositoarea sa peste gard, peste perete, să cadă pe mașini. Wow, la plural. Doamne ferește să-i se zgârie sau să spargă ceva. Așa că se decide să meargă la gard și să-i spună frumos: vecine, nu te supăra, dă-și tu mai încet viteză la cositoarea aia când treci pe lângă gard, ca să nu sară pietre și iarbă la mine în curte. Vecinul nostru, să-l numim Boxer, nu l-au depetat din prima, probabil din pricina zgomotului produs de cositoare. Tata insistă și face semn să se uite la el. Boxerul observă. Tata repetă din nou dorința sa, iar omul meu decide să dea din cap să facă semn din mână la modul: bine, bine, las-mă. Și continuă treaba să tunde, de a tunde iarbă. Bunicul, fiind de față, îi spune tatei să lase în pace, că nu pare că vrea să copăreze și că pietrele nu au cum să sară atât de în sus și fix pe mașina lui. De fire încăpățânat și hotărât că doar ideea sa este corectă și nicio altă vorbă sau altă persoană ar putea să aibă dreptate peste cuvântul său, leu de august, ador că e specificat zodia, tata începe să-i enerveze, merge în curte să vadă dacă sar pietre sau dacă se vede un firișor de iarbă zbura peste perete. Nu știu ce a observat el sau măcar, da, sau dacă măcar a observat ceva și voia doar să aibă dreptate. Însă vine într-o viteză din curte spre gardul din grădină să-i mai repete încă o dată boxerului că vrea el: ai mă, boxerule, chiar nu te interesează ce am zis aici, că mă deranjează ce faci, dă-și tu aia dracu mai încet. Eu în acel moment nu eram chiar de față, auzeam conversația și îl vedeam pe tata cum se plimbă prin curte grădină, dar nu-l vedeam în fața gardului și nici boxerul nu era în câmpul meu vizual. Eram ocupat să mă joc cu pisicuții mei și oricum nu băgam prea mult de seamă starea plină de nervi a tatei. Era ceva la ordinea zilei. Got it. Stând eu acolo undeva pe potecă, ocupată să dezmierd motănelul meu vergat, aud, am auzit vocea nervoasă a boxerului inversând peste tată. Ce vrei, mă? Zici ce vrei, ce te doare pe tine, ce fac eu în curtea mea? Vocea se auzea oarecum departe, semn că nu era aproape de gard, ci mai degrabă undeva prin grădină. La această replică se mai adaugă altele, care mai de care mai jignitoare și mai tioase, referitoare la mame, familii, morți, organe genitale și așa mai departe. Avem înjurături foarte frumoase ca români. Înjurăturile de morți, adică mi se pare foarte frumoase și specifice culturii noastre, sunt diferite. Într-o fracțiune de secundă, de la un moment la altul, aud pe bunicul meu cum zbiară în gura mare. Vai! Eram confuză și tocmai de aceea nu m-am grăbit să mă deplasez să văd ce s-a întâmplat. Imediat după, tata mea apare în câmpul vizual și îl văd cum scuipă pe jos, se șterge la gură cu mânica și se ține cu mâna de obraz. Boxerul îl pocnise pe tata prin gard. Gard care are deasupra terminații de sârmă ghimpată. Se auzeau prea multe voci ca să înțeleg ce se întâmplă. Bunicul care părea, care încerca să-i liniștească pe cei doi înfierbântați, boxerul care nu se oprea din țipat și înjurat și tata care deja era oarecum over with this shit și dezamăgit, îi spunea și el la rândul lui se oprească că deja a mers prea departe, că până la urmă suntem vecini. Văzând că boxerul nu se potrivește, tata la amenință somehow că îi va părea rău și că va plăti pentru această faptă, că nu era nevoie să recurgă la violență și dacă vrea și că dacă vrea ca omenia să se încheie, așa va fi. În următoarea lună, tata hotărăște să-l dea în judecată pe boxer. Își întocmește un certificat medico-legal care atestă faptul că i-a fost spart un dinte și fractura nasul și îl înaintează în instanță. Ah, chiar la căpăt, și bine. Boxerul iese de meserie un șofer divorțat, a cărei familie nu vrea să mai audă de el pentru faptele pe care le-a comis, cu multe alte muște pe căciulă și dosare, mână să pui muște pe căciulă, și dosare la poliție, plus multe alte plângeri din partea altor vecini. Trec luni de zile de la incident, timp în care boxerul nu mai dă pe acasă, fiind plecat în cursă în alte țări, până când s-a întors, a trezit cu multe citații în poștă de a se prezenta la poliție și la tribunal. Tata, fiind înduplecat de polițistul care s-a ocupat de caz, voia să facă o amiabilă, să retragă plângerea și dosarul, să conviețuiască în continuare ca veci
vecini, cu o singură condiție. Boxerul trebuie să-și ceară scuze personal, astfel că după ce ia legătura cu boxerul, acesta este de acord să se prezinte la secție, unde se va întâlni cu tata și vor discuta. Deci sentința celui trial este sub sentință la cine-i janghina. Da, au rezolvat-o ei amiabil, dar la noi nu rămâne așa. Noi o rezolvăm legal. Bun, până la urmă, boxerul nu a mai ajuns și a folosit talentul de vorbitor în neștiință să enerveze la culme singurul om al legii care voia să-l ajute și astfel tata primește un telefon în care se comunică dosarul va continua și că acest om nu este unul care poți purta o conversație civilizată. Până în momentul de față, boxerul este pornit, mișelește pe tata și pe toată familia noastră, face sesizări la primărie cu orice chestie mică pe care tata o face și care îl deranjează, astfel că a sunat să vină muncitorii de la salubrizare să ne taie copacul din fața casei, că este plantat pe spațiu public și că frunzele deranjează. Avem niște stâlpi numari undeva la un metru înălțime de metal în fața casei, ca metodă de protecție, cumva tata pune niște lanțuri pe aceste trei stâlpi pentru a împiedica alte mașini. So what? Oameni sau animale să staționeze în fața porții și să o blocheze. Spun asta la timpul trecut pentru că într-o dimineață ne-am trezit cu toții acei trei stâlpișori îndoiți făcuți covrig. Ne-am mai trezit cu un sac super misterios în fața porții pe care bunicul l-a luat cu mânuși și fără să verifice ce e, l-a ars de frică să nu fie vreun blestem sau o travă pe el. Deci nu l-a spus la loc în curtea lui. De fiecare dată când ajung noaptea târziu acasă, boxerul iasă la poartă și colbează la mine. De fiecare dată când mama pleacă dimineața de vreme la muncă, boxerul ori deschide geamul, ori iasă la poartă și se uită la ea în sistem și extrem de dubios, fără să zică vreodată ceva. Blestem la sac. Ia, dar it's very specific. De fiecare dată când tata pleacă noaptea la muncă sau ajunge noaptea de la muncă, de la schimbul de noapte, boxerul este prezent, fie ascuns după perdea, însă observabil intenționat, fie în pragul porții, urmărind fiecare mișcare pe care tata o face. Chiar recent și-a instalat două camere de supraveghere, clar false, îndreptate spre proprietatea noastră, una în fața porții și una în grădină. Isn't that illegal? Evident, deținem o toaletă ecologică în grădină, ca orice altă gospodărie. Toți din această casă, care o folosim, susținem faptul că suntem spionați prin de acele scânduri de lemn ale gardului dintre cele două grădini, tocmai în acest spațiu de intimitate. Se uită la voi when you're pooping? Is this a poop story? A trebuit să baricadăm orice crăpătură, să blocăm orice priveliște pe care boxerul ar putea să o aibă asupra noastră, în casa noastră. Am stocat un briciag în ușa de la șofer ca să mă simt mai în siguranță noaptea când vin acasă, fie de la muncă, fie de la chermeză, pentru că mereu am impresia că sunt privită. Ba chiar de fiecare dată când opresc mașina în fața porții și mă dau jos să deschid poarta, să parchez mașina, las portiera deschisă și mi-e teamă că într-o bună zi se va urca în mașină, în fața mea și va pleca cu ea. What? Credem că acestea nu sunt singurele șicane pe care ni le faci, însă nu mi le aduc aminte pe toate câte au fost. Așadar, cine-i jaghina această poveste? Boxerul, stupid, dumb, pentru că este obsedat, agresiv, care nu poate să-și recunoască faptele, să trăiască bine, mersi, tata, he, leu, these were their pronouns, pentru că a ales calea dreptății, sau autoarea, she, her, pentru că mă panichez prea mult și exagerez cu securitatea și paranoia. Aștept verdictul dumneavoastră și sper că nu v-am plictisi, că nu m-am lungit degeaba și bineînțeles că v-a plăcut povestea mea. Stay safe out there, kisses. Ce? A fost o poveste foarte interesantă, a fost o poveste șocantă, what the... omul ăla pare creepy, mă sperie că îi spionează, nu cred că camerele sunt false, maybe they are, nu e ca și cum are loc să stocheze all the footage, cred că îl resetează, dar gen, îi spionează la toaletă? I-a tras un pumn, e foarte clar cine-i janghina. Autoarea nu mi se pare janghina. O înțeleg că, nu știu, odată ce te panichează un lucru, devii o persoană mult mai panicată, era să zic, mult mai în stare de alertă, dar what the f***? Acest om, vecinul care spionează la toaletă, da, e janghina. Boxerul e janghina. Și tasul e un pic janghinos, că sigur autoarea nu ne-a povestit toate detaliile, sigur tatălui a făcut ceva mai min acestui vecin. Dar nu s-a justificat să primească toate lucrurile pe care a primit și cred că ar trebui să meargă în instanța, în afară de instanța noastră online. Eu plasez dosarul și îl dau mai departe către judecătoria de la orașul din care sunteți, de care aparțineți. Wow! Așa, vecini? Nu mulțumesc. Mă sperie. Lucrurile pe care le poți face doar că nu te suportă că locuiești lângă ei? Nu, mulțumesc. Nu, mi-e frică și mă bucur că n-am vecini, pentru că eu stau izolată pe un munte și așa nu multă lume știe acest lucru și, na, eu personal nu am vecini, dar am simulat ca și cum aș sta într-o casă și destul de tare. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video, nu uitați să dați un subscribe cinstit. Ne vedem data viitoare! Oh!
Conversația a dus la mine în genunchi în fața lui Benjamin. Nu pentru a-mi spune rugăciunea de seară, ci pentru a-i sufla în lumea de ziua mea. Măi, băiete!